Nu, eu nu știu cum alte persoane. Eu, spre exemplu, chiar după 7 ani zile de tranzacționare, oricum am emoții. Chiar când îți scriu tranzacții, ca să vă înțelegeți, mare parte, deși am început cu o analiză tehnică și fundamentală, pentru că persoanele care studiază foarte bine și înțelege partea tehnică și o strag atenția înainte de noutăți, partea tehnică deja de a-mi vedea semnale cam în ce direcție ar merge piața. V-ați observat odată, exemplu, poți să vă arăt pe Euro-USD? Unde e el? Euro-USD în perioada de H4. Ce fel de trend a fost aici? Cine îmi spune? Noutate, au mers conform trendului? Nu. Cum nu? Hai că uitați-vă. Fix plan nivel și s-a întors mai departe conform trendului. Goldul. Dacă vorbim de gold. Precis? Sau hap cu umeri? Termen scurt. În H1 este cap cu umeri. Spuneți-vă, rog frumos, cum putem combina noi dar atunci partea tehnică și partea fundamentală? Oare, din punct de vedere tehnic, înainte de noutăți foarte mari, importante, piața nu ne dă semnal că despre ce să meargă vorba? Bitcoinul. Unde e Bitcoinul? Din punct de vedere tehnic. Plus în H1. Ia că uitați-vă. Asta e noutatea. Și s-a format așa din punct de vedere tehnic. Și mulți când ajunge la partea fundamentală cu noutățile, tăți se panichează și... Dar nu știu ce să fac. Nu știu cum să gestionez pe noutățile mai departe. În așa caz, poate de tați scoie cum s-o... Corect. Cine a început să gestioneze noutățile, adică să vadă noutățile în trecut, cum funcționează ele? Și... Voi nu trageți atenție doar numai noutățile, dar uitați-vă și la partea tehnică, cum se comportă ea. Vedeți, ca să înțelegeți un lucru, când merge vorba de... Eu înțeleg partea tehnică e 80%, partea fundamentală e 20%, dar în mare parte să înțelegeți un lucru. Atâta timp cât voi să începeți să le combinați și să înțelegeți ambele analize, cât și tehnică, cât și fundamentală, voi să observați că ce aici legat de partea fundamentală, când urmează să apară o noutate, eu nu știu și despre ce merge vorba. Când noutatea nu știe despre ce să meargă vorba. E atunci când se formează pi, din punct de vedere tehnic, în perioada de H1, cât în perioada de H4, se formează triunghi. E că atunci, chiar într-adevăr, eu nu știu despre ce să meargă vorba. Ce se întâmplă cu piața valutară? În care direcție se duc? Dar dacă urmează să fie noutatea, din punct de vedere tehnic, și s-a format așa? A făcut corecția și când a apărut noutatea? Aurul, cap cu umeri, format în H4. Euro, mă zic conform trendului mai departe. USDCHF și USDGPI, apropo, USDGPI, numai că el nu a fost confirmarea. El a confirmat, un el, în H4. Tate. Nu vorbesc de noutate, dar noutatea e o astupel. Punct de vedere tehnic s-a format, cap cu umeri. Dar confirmarea a fost străpungere falsă? Trebuie să mergem pe sal sau nu? Sau trebuie să așteptăm întâi străbaterea în jos și după aceea putem să merg pe piața și mai tare în jos. Încă o mare greșeală care sunt la unele persoane, că ei nu aștept confirmare. Care e confirmarea? În general, când merge vorba de tranzacționare. E că aici tot e noutate a fost. Iată aici. Și pot să vă spun și inflația la americani. Cap cu umeri este deja. Plus în H1 încă unul mai mitiluțe că e aici. Iată aici. Și noutate a fost aici. Și nu spune. Rata de referință la americani. O continuăm mai departe cum a fost. Aici a fost inflația, aici rata de referință. O continuăm mai departe trendul. Deci, plasa în Fibonacci. Deci până aici, corecția până la 23.6 și o continuăm mai departe. Până la mișcarea asta, vă dau un semnal genul, net așa, vă dau un semnal că piața poate să schimbi în jos? Punctul maxim în sus ca este. Evident că aș continua mai departe tendința ascendentă.
Adică când asta, când începeți să înțelegi momentele acestea, atunci o să vedeți. Mă uit la petrol. Petrol, H4. Începem cu H1 și după aia trecem cu H4. Din punct de vedere... Nu, dar aici e așa de multe. Poftim? Sferi capcumer. Sferi capcumer? Tot să-l văd. Da. Poftim? Numai corect, nu-i confirmare. Deci că linia gâtului, când ar fi în partea de sus aici, atunci eu deja aș aștepta confirmare și aș merge mai departe pe tranzacțiile de cumpărare. Cum credeți? Și urmează la nivel, din punct de vedere fundamental, se întâmple. E, că aici încă nu e confirmare. Dar ce ar urma pe viitor să întâmple ce aici legat de petrol? Ce-a promis astăzi Trump, când a aflat că el a câștigat alegerile? Epoca de aur urmează? Așa au spus? Sau n-ați văzut lucrul ăsta? Epoca de aur. Genul ăla schimbă tot. Trump, unii concentrate mai mult. Politica externă sau politica internă? Internă. Lui interesează ce îl interesează? Bani. Interesează bani. El ați vrea să repornească tot economia. Dacă el ați repornească tot economia, ce se întâmplă la nivel internațional? A să înceapă mai mult consum, producere mai mult. Da. Ați crească prețul. Numai că trebuie, există nevoie de confirmare. Confirmarea, data, știți care să fie? Cine s-a uitat în calendar economic? Săptămâna aceasta, ce se întâmplă? Hmm? Și vă arăt. În anindeliu. Da, chiar mă gândim eu să nu apare o reclamă. Așa. Știi că este așa. Începem cu mâine. China, la ora 5 dimineața. O să arăt că abiom exporta și importa este în creștere. Ce înseamnă dacă mai mult export China decât luna trecută? Consum mai mult petrol deja. După asta, avem... Unde este el? Mâine la ora 9 seara. Ce avem? Vezi, rată de referință. Mi-aș vorba despre rata de diferență care va fi la americani, care îi planifică următoarele mâini, la întrunirea de mâini, probabil să modifice cu 0,25 puncte de bază. Ce se întâmplă în cazul ăsta? Dacă rata de diferență scade, ce o să se întâmple mai departe? Economiile scoate presiune de pe ele, de pe ea. Pentru că rata de diferență este ridicată, tot e scump și majoritatea nu își permit să cumpere la momentul de față. Dacă ea este în scădere, imaginați-vă, prețul la pic markerul ăsta e scump. Câți consumatori aș permite să-l cumpere? Dar dacă scadă? Mai mulți. Dacă rata de diferență scade, mai mult companie să înceapă și mai mulți producă. Mai mult consum de petrol să fie. Ce că uitați, partea tehnică e de demnăjat, vă dă semnalul ce se întâmplă mai departe. Poftim? De asta și vă spun, în momentele, apropo, iată aici, și figurul a fost aici. Vârf dublu inversat. Și evenimentul a fost aici. Să ne minte când a atacat Iranul Israelul? Da. Câte puncte au fost aici foarte agresiv au crescut? E că până aici, nu știu el, când a fost, deja au sâmpțit piața. Iată aici. Sau nu, e că aici. Hai, că nu mă ducem tare în spate. Iată aici. Ce a fost aici? Cap cu umeri, se vede, micuț. Da. Ce evenimentul a fost aici pe creșterea asta? De săptămâna trecută. Rezervul de petrol. Miercuri trecut a fost rezervul de petrol unde el a fost în minus. Adică mai mult cer decât ofertă. Când e mai mult cerere decât ofertă, ce fac prețurile? Pe parcursul la weekend, iată, piața s-a dus în jos. Corecție. Aici deja merge trendul ascendent. Se deschide cu gap în partea de sus. Ce-a făcut sâmbătă OPEC-ul? Ce pe asta?
Asta e altceva când urmăriți noutățile. Da. Asta e altceva. OPEC ia decizia să micșorez volumul de extracție a petrolului cu 2,2 milioane de barili. Prețul crește. Adică ar fi mai puțin ofertă decât cerere. Și prețul ce face? Crește. E tot legate una de alta. Voi trebuie să înțelegeți un lucru, băieți. Da, eu, noi, la, de multe ori se vorbește la partea, la curs, la partea practică, mai mult concentrați pe partea tehnică și tot așa mai departe. Dar, să înțelegeți un lucru, dacă voi vreți să înțelegeți noutățile foarte bine, cum funcționează ele, nu trebuie să urmăriți numai în trecut cum au reacționat ele. Vă spun din propria experiență. Sunt situații când la noutăți piața poate să reacționeze diferit. Eu am avut ocazia când rata diferență scade și valuta, după logică, trebuie să crească în sus și tot scade în jos. A fost când rata diferență crește și valuta trebuie, prețul la valută scade, e tot crește. Asta e mai mult partea psihologică. Dar, când ați trageți atenția la trenduri, când ați trageți atenția la figuri, voi să observați un lucru foarte interesant. Ele, mare parte, înainte de unei noutăți, dacă nu se formează figuri de schimb, în perioadă scurtă de timp, nu vă trebuie ești perioadă lungă de timp, în perioadă scurtă de timp poți fi M30H1. Dacă nu se formează această figură de schimb, atunci voi să mergeți mai departe conform trendului. Dar dacă ea începe să vă formeze figura de schimb, așteptați-vă că noutatea dată ea să fie împotriva trendului și în care direcția putea să ducă. Și atât v-am arătat diferite situații. Cu gold s-a dus în jos. A apărut noutatea și el s-a dus în jos. Bitcoin-ul a fost cap cu umere, jos. Noutatea că nu a apărut. Dar deja simțe. Figura de schimb se vede aici. Înseamnă că următoarea perioadă avem rată de referință, avem exportul la China, care crește de la 2,9 la 5 crește. Dar China, când export foarte mult, produci foarte mult. Produci foarte mult, consumă foarte mult petrol. Plus la asta, nu uitați că probabil în viitor apropiat, nu știu dacă ați tras atenția sau nu, dar astăzi Rusia cumva luptă pentru faptul ca la OPEC să începe să, spunem așa, să reducă, nu în zadarul făcut e sunt primul pas, să reducă extracția de petrol. Cum credeți, care e scopul lor? Dacă e, deși reduc extracția de petrol, să crească prețul. Să cu interesați ca prețul să crească, să vândă prețul petrolului mai scump. Plus la asta, nu m-ar mira faptul că ceva se întâmplă și din punct de vedere geopolitic aici. Iranul a promis că s-a atașit Israel. Iarăși. Dar nu se știe când. Și că piața sâmbte. Eu mi-aduc aminte de situația când s-a început războiul în Ucraina și cu Rusia. Pe toate piețele, toate piețele. Asta au fost triunghiuri. E că eu atunci am înțeles cât de bine, din punct de vedere tehnic, piața te informează despre ce a să meargă vorba cu noutățile. Da, când s-a format triunghiul ăla, nu știe despre ce a să meargă. Pentru că te-ți gândeau că n-a să înșeapă războia să iasă cu arcurile sau să... Da, sau cu puștile, cu armament. Dar o să așez la masa discuției. Pur și simplu îți pare Ucraina, ca Ucraina să iasă la masa discuției și să discute. Și de asta piața nu știe în care direcție se duc. Ca se duc în sus, ca se duc în jos. Dar când deja piața sâmte, înțelegi despre ce merge vorba, ei automat deja te informează din timp. Fii atent că dacă noutatea asta să fie negativă sau că noutatea asta să fie pozitivă. E că atunci când să înțelegeți momentele acestea, vă garantez, nu 100%, dar 1000%, că voi pur și simplu n-ați tremurați la fiecare noutate. Ca să spuneți, nu 100%, dar 80%. Ce 80%? 80% știți la ce se referă. 80% că nu lucrează tot 100%. 100% nu e ideal. Dar eu am avut în vedere de faptul că voi puteți să cunoașteți ce se întâmplă următorul pas. Cine joacă șahmat? Da, mi-a jucat cineva șahmat vreodată? Nu. Și poftim? A fost odată. A fost odată. Nu, idei aveți despre ce merge vorba. Eu nu joc. Idei n-am cum.
Eu șașchi, cum se spune, am jucat. Dar șahmate n-am jucat, dame n-am jucat, dar eu am înțeles un lucru, care asocierea dintre șahmate și trading. Când joci șahmate și când faci o mișcare, te gândești la urmă cu doi pași înainte. Ca tu vrei să prinzi concurentul, să-l prinzi și faci șahmat. Corect? În piață. Înainte de a piață de a mă informează, cam aproximativ, ce se întâmplă. Eu mă gândesc cu doi pași înainte cam ce trebuie să fac eu, ca trader. Eu mă gândesc când trebuie să cumpăr, când trebuie să vând. Dar la urma urmei, chiar să vii să activezi tranzacția de baie aici, ce fac eu mai departe aici? Fie pun take profit, fie dacă se întoarce înapoi, automat intră în... Ori îl închid, ori intră în lacăt. Care e cea mai mare problemă, că mulți nu știu cum să gestioneze lactul. Sau n-am dreptate. Cât de ușor să iasă într-un lact? Știți? Sau câte metode de ieșire din lact sunt? Este metoda adăugării. Este momentul ca să închid pe bucăți. Este moment când, spre exemplu, am deschis lactul și câteva zile nu mă ating de perechea asta valutară și aștept să văd ce se întâmplă pe parcurs. Și când ați fi în moment potrivit, atunci să ies din ea. Este metoda medierii. Îți duci și metode de a ieși din lact. Dar cea mai mare problemă este că traderii știu să intră în lact. Dar ca să înțeleagă, să-l gestioneze sau cum să iasă din el, apoi cea mai mare problemă. Și când vede că întoarce lecția lunară, îi reînchide și după aceea lunarea continuă mai departe și într-un lact, așa, nu să ne ajungă mâinile, așa un lact de mare. Cine a folosit metoda lactul vădată? Nu cred. Și? Ați luat decizie mai gine să-l închideți? Domnul Victor, da. Un masterclass despre metodele astea. Deci, și la și bună să vă ajute ele, îmi spuneți în noastră mie. Ca să fie un minus. Un minus. Da. Ce aveți în vedere că nu o să fie un minus? E să nu fie un mare minus. Înțelegeți un moment. Eu am să vă explic un lucru foarte important și aici legat de tranzacționare și aici se întâmplă cu traderii. Traderii, eu observ mai ales începători, sau, da, sunt și o perioadă mai departe, care un trader, el vrea să facă profit sau să facă milionul peste noapte. Spuneți că nu este așa. Conform risk money management, când începem a tranzacționa, la și profit dintr-un cont trebuie să ne axăm lunar? 50%? 50%. Asta e normal, fără nici riscul, nici contul nu-l forțăm, spunem așa. Dar, pe lângă faptul ăsta, este un moment că traderi începători, când încep a tranzacționa, ei nu vor să lucreze pe piața valutară. În mare parte caută alte instrumente mult mai volatile. În mare parte îi caută să intre cu volumuri mai mari. În mare parte, dacă el se duce în minus, ca exemplu, el poate să ducă în minus, eu înțeleg partea, eu sunt o persoană care de multe ori nu mă împac cu gândul ca să închid tranzacția pe minus. De ce? Hai că amușa se întoarcă, hai că amușa se întoarcă, tot așa mai departe. Care pe parcursul tranzacționării, eu am dezvoltat pentru mine o strategie destul de interesantă și eu o consider destul de productivă pentru mine. Deci dacă eu am să încep deschid tranzacțiile de buy sau sell, nu contează. Iată, spre spune, eu am să deschid tranzacția de cumpărare. Tot că eu de-am buy, am de aici de jos, deschis buy. Nu mă întrebați de și, că aici în H1 e trend ascendent și intrarea lecției mea agresivă. Asta merge vorba că eu am calculat umărul și poți să vii până aici, buy limitul, ni l-a activat și a întornat piața înapoi în sus. În punctul ăsta se mai deschid un buy. Dar, pun buy, automat în punctul ăsta ce am să fac eu aici? Sau? Sell stop. Deci eu aici nu, ca să nu pun stop loss, pentru că nu vreau să închidă tranzacția în minus, dar pun un sell stop. Pentru ce nu trebuie nici sell stop-ul ăsta? Că în caz, piața se întâmplă ceva, nu se duce în sus, dar se întoarce înapoi în jos. Ați vină la dânsul, se activează sell-ul. Trebuie să pun mine la zduc. Interesează. Eu contul salvez? La mine să fie minus blocat, nu știu acolo, minus $2000, ca exemplu. În lact. 2-3 zile,
nu știu, 2-3 zile, 4 zile, depistez nivelul psihologic, istoric, eu nu mă uit la tranzacțiile astea două. Da, de asta și problema că majoritatea traderii încearcă cumva să iasă mai repede din minusul ăsta. Și când vede că soluțul X când joci se întoarce înapoi în sus, faci o lumnare, repede închide sălul. Dar el nu-i conștient de fapt că piața poate să facă o mică corecție și duc mai departe în jos. 2-3 zile, tranzacția asta, în general, nu trebuie să vă uitați la dânsa. Puteți să o ștergeți de acolo. După o săptămână, spunem așa, atunci ați trageți atenția și se întâmplă cu dânsa. Deși, după ce se activează să-l stopu, voi nu-i vedeți în următoarele 2-3 ore, o zi, nu-i vedeți direcția lui concret și vreți să facă mai departe. După 2-3 zile, clar se formează. Fie se formează trendul, fie se formează figură de continuitate sau fie figură de schimb. Și că atunci vă trebuie să luați decizia de schimba trendul. La mine, amuia, este un buy pe GBP USD și un sell. Stă în lact. Eu nu știu că sunt o lună de zile și eu încă n-am închis sell-ul la lact. Cu toate că ieri eram gata să-l închid. Ieri GBP USD s-a format un cap cu umeri, vă-l arăt. În perioada de H1. Se vede cap cu umeri. E că și eram gata să închid sala. Dar, conștient fiind faptul că sunt alegerile americane, eu zic că nu, lasă-l să mai stăie, să vedem ce se întâmplă mai departe. La momentul de față, chiar dacă observ, să observ, în H4 mai bine să observ, se formează așa. E ca abia în regiunea asta, iată aici, după ce să liniștească toate apele cu alegerile americane, iată abia în regiunea asta am să închid, eu decizia să închid sălul și al de sus, baiul rămâne cu minus mare, deci să mi pun un combai. Ce înseamnă e ca atât mișcarea de acolo de sus până aici? Da? Rădare. Da, asta e timp. Eu nu nec faptul. Dar între timp, aici, fie eu merg mai departe conform trendului, sau am uitat perechea asta valutară, GBP USD, și lucrez în altă parte. Pe altă pereche valutare. Dar trader se concentrează și el numai aici vede. El nu vede într-o altă pereche valutare să tranzacționeze și tot așa mai departe. Eu vă garantez că figura asta oricum se formează. De ce? Pentru că orice bancă, el nu-i interesat ca valuta lui să se devalorizeze așa de tare. Plus la asta, GBP-ul a ajuns la nivel istoric foarte mare. Dacă îl punem pe o perioadă mai îndelungată, el corecție încă nu a făcut aici. Plus, pe daily, e fix în regiune la nivelul de suport. După așa o cădere foarte mare, el urmează să facă corecție. Eu nu știu dacă să ajungă la punctul ăsta. Dă o jumătate până aici, că aici este nivelul psihologic, iată așa. Până aici, un buy din punctul dat și sell-ul, și următorul buy care e aici, că aici a fost e așa trendul, iată așa, și aici a fost buy. Un buy de aici și cu buy ăsta, poate n-am să ajung la el. Dă undeva la jumătate de drum. Profitul ăsta și cu minusul ăsta, eu să ies în... Dar sălul care ridici, el deja de-am eu adus profit. Numai că toate operațiunea astea au durat de la începutul septembrie până ca aproape 2 luni. Toată mișcarea asta. Voi cum credeți? Chiar așa ușor dezvolt un business? O afacere așa ușor dezvolt? Un copil și l-ai născut și deodată are 18 ani? Cât muncă se depune, cât se investește în el, timp, educație, un pom la urma unui și sunt sigur că ați plantat copaci. Copacul și chiar mâine dă a doua o zi de roadă. Cât îl uzi, mai tori niște apă, mai dai și îngrășăminte, mai îl curăți, îl strochești. Da, poate amul la momentul de față, eu nu știu care tranzacționează pe real, care nu tranzacționează pe real. Dar sunt momente când te duci în minus. Eu am fost în minus. Eu știu ce înseamnă să te duci în minus. Eu și la momentul de față am niște minusuri că mă doare capul. Dar ce să faci? Asta-mi
doar, dă-i pași. Că e pe ultima 100 de metri. Dolar oricum în următoarea perioadă, tot că la se întărește, mâinii se întărește, dar lui trebuie corecție. Și în următoarea perioadă a să fie dolar duc în depreciere. Și nu mai tine. Da, au fost o două luni așa, mai mult, am mâncat pe smeți uscați, spune așa. Dar, vă spun o situație la un trader, când în decursul o lună jumate nu tranzacționat deloc. Am contrat într-un lacăt și am așteptat ca el să întoarcă înapoi. Și nu zic de alte tranzacții, că stimie. Ne-am gata, am tras frica și tot așa mai departe. Zic, dumneavoastră, om matur și tot așa mai departe. Ca să înțelegi, avea tranzacții cu CAC 40 și avea cu două lote. Băgată, era lactul, era în jur de 29.000 minus activ. Asta e puțin. Sunt oameni și 350.000 de milioane în minus activ. Ca să înțelegi, o lună jumate, până în luna martie, a fost, asta a fost anul trecut, până în luna martie, când CAC 40 a ajuns în punctul de maxim sus, sus formează figură de schimb, închide tranzacția pe buy în profit, avea un sell de jos, plus de sus îi mai dă un consell și fix la jumătatea lunii martie anul trecut se începe protestele referitor la mărirea vârstei de pensionare în Franța.